Salutare mamă și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să vă prezint turul setup-ului meu. Vreau să-mi cer scuze pentru că nu am mai postat de foarte multă vreme, însă de săptămâna viitoare o să începem cu postările. O să postăm gaming, o să postăm Fortnite, ce vreți voi. Nu uitați să vă lăsați opinia și părerile în comentarii, ce ați vrea să fac. Și în cazul în care vreți să continui, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal. Ei bine, hai să începem. Ei bine, avem aici un microfon Tras GXT 232, este modelul, este un microfon de buget, este foarte bun. L-am testat, o să-l testăm și în jocuri, desigur, în zilele ce urmează. La banii lui este foarte bun, îmi place foarte mult și designul lui, Bine, desigur, nu se compara cu cele de studio, însă la prețul lui n-ai nevoie de mai mult. Să continuăm. Avem aici o tastatură de la Spacer, normală, fără switch-uri, fără nimic, nu e mecanică, e simplă. O să vreau să o schimb. Mă gândesc să iau ceva, nu știu, probabil ceva tot de la Marvo sau poate de la Razer, nu știu exact poate să găsești ceva frumos până în 250, 200 de lei. Uh, am văzut ceva tasături mecanice destul de ok și pe Mac și pe Altex. Uh, nu știu, probabil o să o să fac eu o alegere, nu știu exact ce, n-am un model anume, însă pe viitor voi vedea. Să continuăm. Avem aici un mouse de la Marvo, mai exact de la Scorpion, modelul MC113. Este un mouse RGB care arată foarte bine, îmi place foarte mult designul, are 4100 DPI, îmi place foarte mult cum sună când îl apeși, e un mouse foarte, foarte șmecher, îmi place foarte mult cum arată designul lui e atrăgător, mai mult pentru asta l-am luat, am văzut review-uri pe YouTube care, care spuneau despre că e un mouse foarte bun, așa că l-am luat și sincer chiar îmi place. Aici avem un mousepad normal, pe care l-am pus mouse nu e nimic special, nici nu știu ce firma e, mă rog dar arată foarte bine, îmi place și materialul, este, este foarte, foarte, foarte bun. Uh, să continuăm. Avem aici un monitor de la Samsung uh, de 60 de Hz. Uh, bine, de deci am ales monitorul ăsta în primul rând și tot în același timp în ultimul rând pentru că este curbat. Da, arată fabulos. Nu știu exact dacă se vede. Dar este curbat. Cred că la 60 de grade. Nu știu exact. Arată super bine. Rădă imaginea foarte bine. Are lumini foarte, foarte deschise. După cum vedeți și aici pe Fortnite. Arată foarte bine. Uh, și ultimul, dar nu cel din urmă. Calculatorul, desigur. Uh, Ei bine, aici e mai mult de explicat. O să vă las să uh, componentele în descriere. Modelul este de la Miria, Asus Miria Digital V27, în cazul în care vreți să vă achiziționați. L-am luat de pe Media Galaxy. O să vă las și prețul. Deci este un PC nota 10, e foarte bun pentru gaming, l-am testat în multe jocuri. Peste tot cu graficile maxime, peste 60 de FPS lejer cu mult, Așa că în cazul în care vreți pe viitor să alegeți un joc, nu uitați să lăsați în secțiunea de comentarii. Eu o să le citesc pe toate, o să vă răspund. E bine, cam acesta a fost deocamdată turnul setup-ului. Pe viitor o să mai... probabil o să mai cumpăr și o pereche de boxe și o pereche nouă de căști, deoarece deocamdată folosesc căștile de la telefon. Uh, e bine, acesta a fost videoclipul, oameni buni, în cazul în care v-a plăcut nu uitați să dați un like, să vă abonați și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!